Alteța sa regală, principele Radu al României, a făcut o vizită la Galați la Biblioteca Județeană Vea Urechea. Acesta a fost primit de către directorul instituției Ilie Zamfir, care a făcut o scurtă prezentare a istoricului bibliotecii, mai ales că actul de înființare a fost semnat chiar de majestatea sa, regele Carol I, la 7 decembrie 1889. Bun venit, alteța voastră! Bine v-am găsit! În o bibliotecă care mustește de istorie. Actul de constituire al bibliotecii este semnat de însăși majestatea sa, regele Carol I, în 7 decembrie 1889. A revenit și a venit cu o donație importantă de carte. 52 de volume cu 39 de titluri. Cu ocazia vizitei, principele Radu al României a lansat și cărțile regale, Trei poduri peste lume și Margareta, mărturia unui sfert de veac, scrisă de Sandra Găteșanu Gheorghe. Aceasta este cartea de față. Ea are ceva foarte omenesc în ea. Vorbește despre România ultimilor 25 de ani, dar o face într-un fel în care ați face dumneavoastră o conversație cu prietenii acasă. Niciodată n-au fost adunate într-o carte mărturii ale acestor 25 de ani de când primul membru al familiei regale a pus piciorul pe pământ românesc din nou după 4 ianuarie 1948. Principesa moștenitoare cu sora ei, Sofia, au venit la București întregind un fel de cer care se rupsese, unii sperau definitiv, dar nimic nu e definitiv pe această lume, nici într-un sens, nici în celălalt. Și a pus un fel de pas istoric în țară, care n-avea atât de mare legătură cu ea ca persoană, cât avea legătură cu familia pe care o reprezenta. S-au scurs 25 de ani de atunci și cea mai mare parte a lucrurilor care s-au petrecut, pașii pe care i-a urmat familia regală și țara în paralel, fiecare cu dimensiunile și cu semnificațiile ei, o instituție și o națiune, au fost în mare parte lucruri necunoscute de public. S-a cunoscut în general finalitatea unei acțiuni sau unei întâmplări, dar niciodată cronologia ei, cum s-a întâmplat, ce anume a dus la ea. Și în orice caz n-au fost puse toate împreună în paginile unei cărți pentru a le putea vedea în evoluția lor. Principele Radu a vizitat și Brăila, unde s-a întâlnit cu autoritățile locale și a vizitat Colegiul Național Nicolae Bălcescu, Muzeul Brăilei, Carol I și Biblioteca Panaiti Strate.